Salutare tuturor! Cât de des putem să balansăm între viață și moarte? Și ce trebuie să facem dacă o persoană a fost atacată de o boală gravă? Iar în cazul când această persoană este un copil mic? Aici sunt mai multe întrebări decât răspunsuri. Exact ca și familia Terry din Statele Unite, care au încercat mult timp să înțeleagă cum au putut pierde din vedere boala foarte periculoasă a fiicei lor. Despre această poveste o să vă spun mai multe astăzi. Primele simptome. Cassie Terry s-a născut pe 11 octombrie 2009. Era un copil foarte așteptat, sau mai exact o fiică mult așteptată în această familie, deoarece restul copiilor sunt băieți, iar Cassie era cea mai mică și singura fată dintre ei. Ea creștea ca un copil normal, dar cel mai strălucit și plin de emoții pentru Cassie a fost anul 2015. După mulți ani de așteptare, Cassie în sfârșit a primit un cățeluș cadou de Crăciun. A fost incredibil de fericită, petrecea mult timp cu animalul de companie și de asemenea se pregătea pentru primul an de competiție a majoretelor. Da, Cassie era un copil destul de activ și nu putea sta niciodată într-un singur loc. Într-o duminică, după ce au venit acasă de la biserică, fetița s-a simțit rău și s-a plâns de durerile de cap. Părinții s-au gândit că spre dimineață totul va trece, dar s-au înșelat. Așa s-a întâmplat că a doua zi Cassie nu a mers la grădiniță pentru că încă se simțea rău, s-a ridicat temperatura și senzația de greață o urmărea peste tot. Marți Cassie nu dorea să mănânce nimic și doar era foarte sete, în plus avea dureri de stomac, starea copilului a speriat serios părinții. Miercuri au chemat un medic acasă pentru a examina fetița, care a pus o diagnoză finală, angină streptococică. Desigur, mama a început să dea copilului medicamentele necesare, dar din păcate fetei nu îi se făcea mai bine. Joi seara, părinții au observat că fetița a pierdut în greutate în timpul acestor zile, deci acest lucru nu este ciudat, fiindcă ea nu mânca deloc, iar noaptea putea să vomite de câteva ori. Vineri, 30 ianuarie, părinții au luat decizia de a-și duce fiica la urgența din St. George, statul Utah, dar de ce nu au făcut acest lucru mai devreme? Cu siguranță, mulți dintre voi sunt chinuiți de această întrebare. Totul se explică prin asta că părinții au ținut legătura tot timpul cu un medic, care a asigurat că astfel de simptome sunt de la angina streptococică și totul va trece rapid. Diagnoza teribilă. După efectuarea tuturor analizelor necesare, a fost pusă o diagnoză teribilă. Cassie are diabet de tip 1. Analiza a arătat că nivelul zahărului din sângele ei era 1148, ceea ce este de 10 ori mai mare decât media normală pentru un copil de vârsta ei. Deoarece starea fetei era extrem de rea și în această instituție medicală nu puteau să-i ofere ajutorul, fetița a fost transportată la primul spital de copii din Salt Lake City, din Utah. În timpul transportării, zahărul din sângele lui Cassie a început să scadă rapid. Împreună cu mama sa, au ajuns la ora 6 seara. La scurt timp după sosire, în mașina ambulanței, Cassie a suferit o criză și deja la intrarea în spital s-a întâmplat din nou. Chiar nu era posibil de diagnosticat această boală teribilă cu mult înainte de această situație și de a preveni totul. Din păcate, diabetul de tip 1 are niște simptome foarte ușoare. Nu provoacă nimănui nicio îngrijorare serioasă, dar țineți minte că principalele semne ale unei astfel de boli sunt urinarea sporită, setea, oboseala și slăbirea organismului. Pentru familia Terry, această știre a fost șocantă, dar nu schimbă realitatea. După crizele ce au avut loc, părinții au crezut că fiica lor a căzut în comă diabetică. Ei așteptau să se trezească în orice moment, dar nicio îmbunătățire nu apărea. După aproximativ 28 de ore de progres, medicii au prescris copilului imagistica prin rezonanță magnetică. Duminică, pe 1 februarie, medicii au anunțat părinții că analizele au arătat că deteriorarea e extinsă în zonele critice ale creierului copilului, iar conform statisticii, majoritatea copiilor nu supraviețuiesc după astfel de deteriorări. Desigur, o astfel de știre a fost percepută foarte dureros. Personalul medical al instituției nu garanta nimic. Părinții iubitori, după aceste noutăți, erau pur și simplu epuizați și dezamăgiți și au petrecut următoarele 8 zile în unitate de terapie intensivă pediatrică, rugându-se și încurajând-o pe Cassie să se lupte cu această boală groaznică. Josh și Jamie erau oameni foarte religioși, prin urmare ei au jurat că în timp ce fiica lor va lupta împotriva acestei boli, ei vor fi alături mereu și, spre mare fericire, după câteva zile de tratament, fata s-a simțit puțin mai bine și se părea că a mers spre însănătoșire. Ce să spunem, Cassie a uimit pe mulți când a început să respire fără ajutorul aparatului de ventilare artificială. Ca urmare, a fost rapid transportată de la terapie intensivă în departamentul de neurologie și traume pentru a începe o perioadă lungă și dificilă de recuperare. Detaliile situației.
Să ne întoarcem puțin în trecut. Cum am spus deja, Josh și Jamie Terry de la bun început au decis că nu o vor lăsa pe Cassie niciodată singură. Tatăl ei mergea la spital în fiecare weekend. Se întorcea în sudul statului Utah pentru o săptămână de lucru. Mama rămânea mereu cu fiica ei. Copleșită de boală, de fluctuațiile imprevizibile ale zahărului, injecțiile și testele de glucoză, părinții s-au confruntat cu un fapt mai înspăimântător. Prințesa lor mică a primit o traumă gravă la cap. Totul s-a întâmplat din cauza că fetița încerca să se ridice singură în timp ce nimeni nu era lângă ea. S-a simțit amețită din cauza slăbiciunii și a căzut din patul de spital lovindu-se cu capul de o țeavă de metal. Așa cum se spune, problemele nu vin niciodată singure. Cassie, pentru o perioadă scurtă de timp, deschidea ochii, dar nu putea să se miște în mod intenționat. Era hrănită printr-un tub prin nas. Jamie se străduia în fiecare zi și noapte ca Cassie să-și revină cât mai repede, dar ea nu putea scăpa de sentimentul de vinovăție pentru faptul că a lăsat acasă cei patru copii singuri. A fost o perioadă destul de lungă și grea, dar s-a încheiat. Și pe 14 mai 2015, Cassie a fost eliberată din spital și a putut să se întoarcă acasă. Dar imaginați-vă, din 30 ianuarie a fost prima zi când toată familia s-a reunit din nou sub un singur acoperiș. Istoria lui Cassie a devenit populară în rândul localnicilor și mulți dintre ei au decis să susțină familia. Au aranjat întâlnire pentru familia Terry, care a ajuns în St. George. Mașinile de pompieri au escortat familia până la pragul casei. Sute de oameni au ieșit pe străzi pentru a o saluta pe Cassie. Era într-adevăr un eveniment uimitor, care a ridicat spiritul de luptă. Când a ajuns acasă, Cassie a fost îmbrățișată și sărutată de frații ei, cărora le era foarte dor de ea. Îi citeau cărți de povești, se jucau cu ea și stăteau lângă patul ei pentru a viziona filme împreună. Era foarte frumos. Fata încă avea nevoie de îngrijire 24 de ore și a trebuit să reînvețe totul. Cassie încă nu avea posibilitatea să vorbească, să umble și să mănânce de sine stătător, așa că Josh și Jamie o ajutau să progreseze în această direcție. Vestea groaznică. Când Cassie a fost eliberată din spital, medicii au anunțat imediat părinții că principala problemă pentru fiica lor ar putea fi pneumonia. Așa că au cerut să aibă grijă cât mai bine de fetiță și să excludă orice posibilitate de îmbolnăvire. Se pare că Josh și Jamie aveau grijă de Cassie maximal de bine, dar soarta a decis altfel. Pe 30 iunie, după 5 săptămâni de stat acasă, fata s-a îmbolnăvit de răceală și a fost internată imediat la spitalul din St. George, iar puțin mai târziu a fost transferată la primul spital pentru copii. Ea s-a însănătoșit și treptat și pe 8 iulie și a revenit suficient pentru a pleca din nou acasă. A rămas în casa sa fix 3 zile, până când a murit pe data de 11 iulie, în brațele tatălui și a mamei sale. Înmormântarea ei a avut loc pe 16 iulie în St. George. Familia Terry a documentat lupta cu boala pe Facebook, iar pagina Kisses for Cassie a adunat aproximativ 55.000 de like-uri. Îndrăzneața Cassie nu numai că a inspirat întreaga comunitate de bolnavi cu curajul său, ci istoria ei în sine a ridicat problema nediagnosticării diabetului de tip 1. În acea prima săptămână, Cassie se simțea rău. A fost ușor de presupus că simptomele ei erau legate de răceală sau gripă. Totuși, cum am spus mai sus, simptomele diabetului de tip 1 pot fi variate. În plus, este important de remarcat un astfel de simptom ca durere abdominală, de care suferea Cassie. La început, aceste simptome pot părea destul de inofensive. Este important imediat să consultați un terapeut dacă ele se dezvoltă. Istoria lui Cassie este cu mult mai mult decât o simplă poveste. Ea a schimbat milioane de vieți spre bine. Aveți grijă de voi și de cei dragi!